Și 6, da? E incidența în acest moment la dumneavoastră. E adevărat, avem o incidență aproape de acest 3 de care se teme toată lumea. Da, aș vrea să fac doar o precizare. Noi avem o incidență destul de mare, dar acest lucru se datorează și faptului că testăm foarte mult. Noi avem până astăzi 93.000 de teste, testăm pe 3 aparate PCR. La începutul perioadei de pandemie n-am avut niciun aparat. Prin mobilizare s-au achiziționat 3 aparate, se testează foarte mult. La o populație de 370.000, 93.000 de teste sunt foarte multe. E bine că testăm, că reușim să izolăm. Au fost luate toate măsurile care sunt prevăzute în hotărârea de guvern 156. Noi cu celeritate ne întâlnim în fiecare zi în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, în localitatea unde a trecut incidența peste 3. Luăm măsurile prevăzute în hotărârea de guvern. Școlile trec pe scenariu roșu, restaurantele, s-a instituit purtarea măștii obligatorie unde incidența este peste 3, unde incidența este între 1,5 și 3 în spațiile aglomerate, transmitem mesaje ro-alert, s-au intensificat patrulările poliției în zonă care au un rol preventiv și aș menționa că nu avem o presiune pe spitale. Nici o persoană care a solicitat internarea nu s-a întâmplat să nu fie internată. Și dacă se trece de 3, se vor lua măsuri. Acum știu că sunt câteva localități la dumneavoastră în județ unde s-a trecut pe scenariul roșu, însă se pune problema intrării întregului județ în scenariul roșu odată cu trecerea peste 3? Noi vom lua măsurile gradual. Deocamdată nu se impune acest lucru. Noi sunt convins că vom scădea pentru că s-a testat foarte mult, am avut foarte multe cazuri pentru că au apărut și în centre rezidențiale de îngrijire a persoanelor. Acolo a fost testat tot personalul și toți beneficiarii, dar dacă se va impune, ne vom întâlni în Comitet Județean de Situații de Urgență și vom lua măsurile gradual în localitățile în care incidența este mai mare. Bun. Mulțumesc, domnule prefect. Purtătorul de cuvânt de la prefectura Harghita este de asemenea alături de noi, domnul Adrian Pănescu. Bună ziua! Bună ziua! 2,34, da, este incidența cazurilor COVID la 1000 de locuitori la dumneavoastră în județ. Ce vă gândiți să faceți? Ce le transmiteți oamenilor? Având în vedere rata incidenței care a crescut în cursul săptămânii trecute, încă de săptămâna trecută, vineri, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a emis o hotărâre prin care s-au instituit măsuri suplimentare pentru reducerea riscului de contaminare cu nou coronavirus la nivelul județului Harghita, dar mai ales la nivelul unor unități administrativ-teritoriale, unde s-a constatat depășirea cifrei de 3 carată a incidenței în unitățile respective. Astfel, în 3 localități s-a dispus deja de săptămâna trecută purtarea măștii obligatorie, să devină obligatorie pentru toate persoanele și în toate locurile publice. Am o curiozitate, nu știu dacă aveți acum informația, dar în localitățile astea s-a văzut până acum vreo îmbunătățire? Aveți genul acesta de cifre? O să vedem și în capitală dacă după ce se ia această decizie, odată ce am depășit pragul ăsta de 3 la 1000, o să vedem și o scădere a incidenței. Scăderea incidenței ar trebui să fie constatată în zilele următoare. De asemenea, în aceste 3 localități s-a trecut pe scenariul roșu în sistemul educațional, sistemul educațional desfășurându-se în sistem online, iar în cursul acestei zile, la începutul săptămânii, analizăm din nou rata incidențelor la nivelul unităților administrative, urmând să dispunem de mâine trecerea pe scenariul roșu a sistemului educațional a încă 6 localități și purtarea măștii obligatorii în toate zonele publice din aceste 6 unități administrativ-teritoriale. Mulțumesc, domnule Pănescu. Urmărim activitatea dumneavoastră acolo și o să îi ținem pe telespectatori la curent. Desigur, o să vedem ce se întâmplă în București în scurt timp. Domnul profesor Răzvan Cherecheș, profesor de politici de sănătate, este la telefon. Bună ziua, domnule profesor! Bună ziua! În București, așa, apare o mare bâlbâială. Nu știu dacă ne o permitem, e o întrebare retorică. Pentru că de ieri știm că s-a depășit acest prag, ședința comitetului este abia în această după-amiază la ora 3 și prefectul aruncă bomba aseară, spune domnul prefect că dacă astăzi cifrele o să fie mai mici, poate nici nu o să se grăbească să ia măsuri suplimentare. Are vreun sens genul acesta de atitudine?
Nu, nici vorbă. Deci atitudinea prefectului Capitalei este una complet irresponsabilă. Deci dă dovadă de faptul că nu înțelege gravitatea situației în care este București în acest moment. București este ca un camion care se merge pe la vale în jos, la 100 km la oră și fără frână. Și șoferul, care în cazul ăsta este prefectul, doarme la volan așteptând ca lucrurile să se îmbunătățească. Da, nu remarcați totuși că și legislația pare făcută prost? Adică în momentul în care ai o situație de genul ăsta, da, deci sunt foarte mulți infectați, legislația spune că statul are la dispoziție 48 de ore să se întâlnească în acest comitet și să ia niște măsuri. Și nici nu se grăbesc, adică și vor să profite de astea 48 de ore. Da, e adevărat. Acum, legislația oferă un context în care se oferă spațiul autorităților să se adapteze la contextul local. Dar asta nu înseamnă că trebuie așteptat cele 48 de ore. Dimpotrivă, în momentul în care ai informație, trebuie acționat imediat. Respectiv, dacă ieri, la mijlocul zilei, n-am știut că București a trecut de 3, ieri trebuia convocat exact. Comitetul de urgență și ieri luată decizia de astăzi să se intre în scenariul roșu. Amânarea asta ne va costa și va costa dincolo, va costa vieți, va costa rată de infectare și mai mult va costa economic, pentru că această amânare de o zi va duce la la prelungirea perioadei de carantină și de închiderea școlilor și a restaurantelor și a teatrelor cu încă câteva zile la finalul perioadei. Și pe elevi i-a dat peste cap, astăzi merg la școală, mâine probabil nu vor mai merge, adică n-are niciun sens să-i mai cheme odată. Bine, problema este cu tot... Toată legislația și scenariul, adică toate județele așteaptă în acest moment să ajungă la 3 ca să ia măsurile. Ori, în momentul în care s-a trecut deja de 2, ar trebui ca automat în județe să se instaureze purtarea obligatorie măștii în afara locuinței, peste tot, astfel încât să se prevină să se ajungă la 3 și să se prevină închiderea școlilor și să se prevină închiderea restaurantelor. Dacă așteptăm până când ajunge la 3 și lovim economic și Horeca, și școlile, și părinții copiilor care trebuie să stea acasă și trebuie să fie supravegheați, este o mare, mare greșeală. În momentul în care a trecut de 2, ar trebui automat să pună instaurare purtarea măștii obligatorii, astfel încât să menținem, pentru că poți să funcționezi ca societate cu mască pe față și în același timp să poți să ții economia funcțională.